Salutare băieți și fete și bine m-am găsit la primul episod de pe acest canal de YouTube. Eu sunt Felix, iar astăzi ne vom juca Roblox alături de un prieten, ce anume Electro. Aveți în descriere canalului de YouTube, dacă vreți să vă abonați și la el. Așa. Mai de băi, la 50 de abonați fac și un live. Fel aici. Și da, facem peste 20 de like-uri, vă promit că o să mai facem episode de pe Roblox. Gen astăzi m-am gândit să filmăm un episod de fără dată memorie, dacă știți și voi jocul ăsta cu FNAF, în care practic trebuie să supraviețuiești 5 nopți într-un restaurant. Ne le vedem pe toate 5. Și da, dacă vă place acest episod, v-aș ruga să apăsați în forță butonul de like, pentru că mă aștept super mult și la fel să vă abonați cei care sunteți noi, ca să ducem acest canal cu forță peste 1000 de abonați. La fel cum era și pe vechiul canal de YouTube, care din păcate nu mai există. La fel la mine, și o să pun canalul lui Felix în descriere, ca să-l aveți acolo. Da. Bun, să-l pui în forță în descriere la videoclipul tău. Ca acum amândoi filmăm în același timp. Și da, hai să vedem, suntem frumos pe forcat pe Memories, îi dăm aici un play crazy party. Ok. Două persoane, le facem pentru început noaptea în ribății, ca să fie acolo gen, na, nu facem, nu ne apucăm din prima să facem orice noapte. Adică chiar dacă am făcut noi toate nopțile, adică off camera, noi începem cu nota 1 și a intrat și Electro, îi dăm ready, îi dăm play. Nu uitați acolo băieți, dăm like și subscribe, că e cel mai important gen. Da, corect. Nu uitați să like și subscribe acolo. Și azi vedem băieți, ne-a băgat frumos în noaptea 1. Eu zic că nu, eu zic să nu dăm skip la cutscene. Așa, ca să vedeți oamenii. Și voi dacă vreți. Da, nu dăm skip la cutscene. Ca să vedeți și voi acolo cam cum începe jocul. Gen, în caz că nu știți cum arată jocul ăsta. Și gen, dacă sunteți foarte interesați ce o să fac eu pe live-ul de când o să am 50 de abonați, o să jucăm Stumble Guys pe blog, deși în plin cu abonații. Cred că o să așteptați, cred că voi așteptați foarte mult. Cred că chiar și dors. Bă, se poate să jucăm și dors, ce nu? Bă, da. Uitați, bă, ce frumos că e aici. Help Wanted. Zici că e gen zearul ăla pe care îl arată pe Freddy. Da. Pe care e Freddy, gen. Da. Mă bulbe puțin. Și ia uitați voi și fete cum arată acest cutscene de început de joc. Arată foarte forță, după părerea mea. Cum arată șmecher jocul ăsta. Scrieți acolo în comentarii dacă vă place jocul și dacă vă place și dacă vreți să mai continuăm grafic, dacă vă place grafica. Dacă vreți să mai continuăm acest joc. Gen, mergem un pic întrerup, nu știu de ce, dar... Dacă vă abonați la Electro, ignorați gen faptul că are niște grafici proaste. Dacă gen, mi-am stricat placa video pentru că am fost de un pic cam prost, mi-am stricat-o cu Minecraft-ul. Da, gen cu niște căcaturi. Gen, o să schimb eu în curând, în cel mai apropiat timp o să schimb. Pentru că gen, nu merge absolut deloc bine, adică sper să nu vă enervați și dați acolo și un rage quit. Îmi place că până și ăștia vorbesc, gen îmi place că ăștia vorbesc, gen își deschid gura și vorbesc. Da, ce face la asta. Și clipesc, efectiv și clipesc ăștia. Da, și clipesc din ochi, efectiv. Gen îmi place că sunt animate ăstea. Da, la fel de pasă dacă faci un accident. Îmi place că ăsta vorbește, se uită în altă parte, dar gen nu face accident. Dar nu dacă intră cu mașina într-un copac. Sau într-un stâlp. Și nici nu face accident, asta-i fața. Da. Da, sunt așa mai tare asta, vocea. Ok, guys, am dat mai tare. Gen, eu cred că o să încerc să schimb astea, cum îi spune, o să schimb placa video, pentru că, după cum bine observați, nu merge absolut deloc bine. Și acum am intrat frumos în restaurant cu Freddy Fazbear's. Freddy Fazbear's Pizza. Exact. Și ia uitați, băi, și fete, apare Freddy. Adică e destul de ușor noaptea 1, adică nu... A, gen, văd că acum merge destul de bine, văd că acum merge destul de bine. Da, gen. Gen, acolo un pic la început a fost un pic de lag, dar văd că merge bine. Da. Și na, eu sper să rămâneți, gen, până la final de videoclip, oameni buni, ca să vedeți și voi cum decurge toată treaba asta cu forgatul Memories. Și bineînțeles, să stai ca un fel de... Nu mulți. Da, ce? Uitați-vă, aici pe F pentru flashlight, pentru cine nu știe, pe E pentru interact. Da, eu am brigat loc de flashlight. Pentru că, da, am jucat mult off camera pentru bănuți și, da, mi-am luat și o brichetă. Adică, gen, merge destul de bine. Adică, merge puțin, da. Da, eu sper să rămâneți una până la final de videoclip ca să vedeți cum decurge treaba, pentru că nu cred că mulți dintre voi ați auzit de acest joc cu forgatul Memories.
Așa că eu sper mai bine să rămânesc până la final de videoclip. Adică nu știu de ce, dar nu știu, poate mă credeți, poate nu, dar efectiv când filmez, efectiv mi se formează un pic de lag, dar nu știu de ce. Băieți, efectiv chiar nu știu de ce. Hai să încerc să dau graficile, să mi le dau graficile mai încet, stai că... Și nu aici, nu e chiar să dușoară pe jucatoare, mă vorbim că, na. Mă, îți place că, gen, toate chestiile astea s-au făcut de foarte bine. Și da, eu zic mai bine să rămâi la office acolo. La office. Gen, aici să stau. Mă vreau să mă duc la generator, gen. Sau dacă mă mai plimb pe aici, prin restaurant, mai să nu mă prindă Freddy să mă pape. Păi mă vreau să mă duc la generator, gen, ca să... Dacă se blochează curentul, gen, time is frozen după aia și cam... Acum mă prind și pe aici, pe la șostici. Dacă găsesc ceva pe aici. Eu stai aici, în zona asta unde e Boni, gen. Foarte, foarte bine făcută. Ba, gen, văd că merge destul de bine. Nu merge chiar bine, dar merge destul de bine. Uite-l pe Boni. Da, deci mi-au și bătaie cu mâncă nasul. Uitați, băieți, și vedeți, uitați-l aici pe Boni. Uite-l, băieți, și vedeți aici pe Boni. Nu se va trezi decât noaptea a doua. Să fie problemă cu Boni. Da, gen, animatorii o să înceapă să apară pe parcurs. Gen, în prima noapte o să fie Freddy, acum în a doua noapte Bonnie, în a treia noapte o să fie Mâncărie. În a treia noapte o să fie Foxy și în a patra noapte... Am fost mâncat? Dar mai bun, dar n-ați văzut... N-ați văzut... N-ați văzut nimic la voi, vede? M-am mai ieșit bâlbâi? Gen, ce subiect... Să închidem chestia asta. Și gen, apropo, dacă cumva auziți o felul de sunete, gen, cu fost răsul ăla de Freddy, să știți că doar costumele de animatronici, gen, nu vine absolut nimeni. Da, sunt doar niște costume de animatronici care, efectiv, zici că sunt posedate când fac. Aici a fost ca un fel de ochi urât și... Mi-a dat jumpscare-ul, ochiul a urât și mov. Bun, sunt generator, hai să vedem, suntem aici la generatoarele de... Și nu știu, facem în primul noapte oameni buni, că na, eu... Destul de basic. Să supraviețuim, efectiv. Este destul de basic în prima noapte, pentru că gen, la aici, la noaptea 4 o să fie greu, pentru că o să se trezească și Chica, gen, la noaptea 4 o să se trezească și Chica, băieți. Uite, chiar sunt aici, în fața ei. Noi credem că am FNAF aici. Da, e FNAF numai că pe care poți să te plici. Nu e FNAF obișnuit. Gen, Chica se va trezi noaptea 4, Foxy în a 3-a și după aia acolo știți voi povestea, Bonnie și Freddy. Vedem dacă vine cineva. Da, bine, în momentan nu are cine să vină pentru că doar Freddy e activ. Freddy este foarte basic, adică doar un animatron. Pe camere. Adică totuși, doar Freddy doar un animatron, adică totuși. Pe Chica, o vedea pe Chica acolo. Aici, eu sunt aici efectiv în față la Chica, cum să-ți explic. Deci, vedeți, este ca un fel de tutorial, adică dacă vreți, de exemplu, să... Dacă vreți, de exemplu, să jucați pe Forgotten Memories, măcar să știți și voi, gen, cum să puteți... Da, gen, ca să aveți grijă la ușile astea mai bun, pentru că vă puteți sinucide într-un fel în jocul ăsta, pentru că ușile, dacă cad pe voi, vă pot omorâ. Gen, dacă vreți, voi și scrieți acolo în comentarii, dacă vreți, pot să mă risc eu, pentru să bag un meci să mă risc eu, ca să vedeți cam cum se vede. Dacă, numai dacă o să vreți, dar gen, eu zic că nu cred că o să vreți, pentru că, adică, înțelegeți voi. Da, așa e de să vă fac și eu puțin turul acestui loc. Aici la generatoare, eu zic că graficile, jocul arată foarte bine, adică e foarte bine făcut, graficile super. Graficile super, acum că nu merge mie partea a doua. Cred că asta practic este zona unde vin camioanele și lasă marfa. După cum puteți vedea, m-am blocat aici în... Dați și pe mod de răboni aici, din FNAF 2, dacă cumva îl recunoașteți. Așa vreau să nu din prima noapte avem niște semne, oameni buni, care ne ghidează către niște chestii. Aici avem un fel de... Răbunina asta. Gen, nu știu ce e cu culina aia movă, ochiul ăla mov, nu știu, e atât de... E un fel de jumpscare, numai că nu-ți face nimic, gen, doar un jumpscare. Te sperie așa. Bă, efectiv, n-am auzit de vocea ta, dar efectiv am auzit animatronii aia, care vorbesc așa și m-a sperat, am crezut că e Freddy. Gen, ca și cum ar fi posedat, efectiv. Dar gen, am crezut că e efectiv că e Freddy, adică, uitați-vă, doamne, oameni buni, ce bine-s graficile, adică, uitați-vă ce fain lucește, efectiv, cum se văd așa lumina... Chestiile astea, gen lianele astea pe jos sau ce sunt ele. Da, și efectiv, adică, uitați-vă... Adică să dea detaliu ca și cum ar fi un loc foarte, foarte vechi. Da, adică uitați-vă ce bune graficile, adică uitați-vă la... Efectiv se văd și luminile astea de umbră de la bec, vedeți că sunt așa și efectiv se văd și luminile de umbră.
da, deci avea problemă la parkit. Că dacă nu mă lăs, gen, dacă nu mă lăsa să trag de chestia asta, înseamnă că nu aveam probleme cu oxigenul. Bă, gen, avem probleme la generator, gen, ăsta aici, pucică. Și am prietenit cu Cica. Închid aici, stai așa. Gen, m-am prietenit cu Cica, oameni buni? Grijă la Freddy, gen. Gen, m-am prietenit cu Cica, oameni buni, ce sunt oameni, direct. Și cu Bonnie m-am prietenit mai înainte, adică... Da, și pe videoclipul trebuie să vom face primele două nopți, oameni buni, adică... Na. Că nici noaptea a doua nu e chiar așa foarte greu. Că... Bă, gen, eu mă gândeam să facem așa câte un episod de o noapte, știi? Că gen, e mai fain așa, să ținem în suspans pe oameni, gen. Mi zic că e mai fain așa. Eu și-o zic. Da. Iar a murit? Am înțeles. Lasă că măcar dacă ai murit ajungi la 8. Cred că facem good game acum. Da, gen, practic că e GG, adică eu efectiv nu fac nimic decât să mă plimb. Da, ați atins curentul? S-a luat curentul? Bă, dar mie efectiv mi se vede atât de alb și de fain. Da, eu cred că sunt morbești, fete. Gen, care generator? Cu care generator e problema? Cu ambele. Ok, atunci, bă, de ce nu mi-ai spus? Că gen, eu le dau restart acum. A, păi, ești la generatoare? What? Ce se întâmplă, bă? A, m-a prins Golden Freddy, gen. Efectiv, nu te aud absolut deloc pentru că m-am mâncat Golden Freddy și efectiv n-am auzit nimic. Bă, dați acolo un like și subscribe dacă vi se pare că Golden Freddy a fost sus de data asta, pentru că mi se pare chiar foarte, 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 dar efectiv foarte, okay, foarte ciudat. O baterie. Efectiv, mi se pare foarte ciudat. Da, gen, nu știu ce oameni buni că brigheta în jocul ăsta o poți încărca cu baterii, gen, da. Da, ceva de genul, efectiv. Mamă, ai făcut și la generator. Respect, dar n-am zic, rodere. Efectiv, am făcut decât unul, dar cred că este bine. L-a făcut pe ăsta, mă, măcar l-a făcut pe ăsta. Bă, da, am făcut unul, măcar, efectiv, am făcut unul înainte să mor, gen, efectiv, înainte să mor. Efectiv, l-am făcut pe celălalt, eu l-am făcut pe celălalt. Ia? Mamă, dar efectiv am un lag, bro, băieți, am băiat efectiv un lag. Să nu vă plictisiți, gen, dacă e așa de mare lag, pentru că n-aș vrea să vă plictisesc aici cu tot felul de prostii, gen. Adică, efectiv, mi se pare chiar plictisitor. A, uite, salut! Salut, băi! A plecat papitul, Aolo! A ieșit papitul, ce să mai fă? Calmează-te, vorbește și tu încet, relaxează-te, că efectiv nu se întâmplă absolut nimica. Efectiv, chiar nimica nu se întâmplă, adică doar trebuie să stai calm și să nu te... Da, ceva de genul. Da, ceva de genul, efectiv, nu trebuie să te agiți absolut deloc, pentru că nici o problemă. Dacă pare tu, gen, față lui Papet acolo sus, îl puteți băga la loc. Gen, îl poate băga la loc aici. Bă, gen, eu dau restart și acela generator, adică sper să nu fie vreo problemă. Dar vezi că nu merge. A, gen, a făcut trrrr, gen, ăla. Gen, așa, restart, că nu merge să te ai restart. Că, gen, acum nu are nicio problemă, ăsta. Mă duc și ăla de vest. Da, gen. Dacă e GG, atunci e bine. Gata, GG. GG, guys, GG. Ei, de gând, ești nebun. Da, GG, guys. Am făcut noaptea 1. Ceva de genul 2, de gând. Și ca să doresc mai mult, oameni buni, ne-am decis să facem și noaptea a doua. Nu e legat. Bă, nu ne-am decis să facem noaptea a doua, gen. Bine, eu m-am decis. Gen, într-un fel. Da, mă, nu vrei să facem și noaptea a doua? Bă, gen, mie numai că nu mai am timp, că, gen, pe mine mă limitează la 15 minute, că, gen, am canal nou și numai de aia zic. Și gen, și pe tine la fel dacă ți-ai creat canalul nou, numai de aia zic. Nu, vezi că mie nu cred că-mi dă. Nu stă, păi, na, mie-mi dă și numai de aia zic. Numai de aia n-aș face, înțelegi? Da, gen. Lasă că facem și noaptea, filmăm acum și noaptea a doua. Atunci am ales că vă adaptare mai bun cu noaptea a doua. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați un like în forță să ducem acest canal până la 1000 de abonați. Să strângem mai multe like-uri la acest video. Și eu am fost Felix, eu am salutat, pa, pa.